Consilierul PSD Iulia Havrici este primul ales local care și-a depus declarațiile de avere și interese pentru anul anterior. Conform legii, data limită este luna iunie, însă, ca la carte, aceeași lege spune că declarațiile se reînnoiesc ori de câte ori survin modificări. Cea mai multă avere strânsă de familia consilierului provine dinainte de a fi ales local. Conform declarației de avere, consilierul deține împreună cu soțul 3 terenuri, din care unul cumpărat în 2010 în comuna Ceahlău din Neamț, de 1500 de metri pătrați. În Roman, familia mai deține două case, una cumpărată și una construită. Iulia Havrici nu a declarat bijuterii sau obiecte de artă și nici nu deține vreo mașină. În schimb, în bănci, consilierul are 4 conturi sau depozite bancare. Până în 2011, Iulia Havrici a depus în bănci peste 160.000 de lei. În 2012, consilierul a mai deschis un cont în care deține 10.000 de euro. Familia nu are niciun credit. Din salariul de la SECE Rosal SRL, Iulia Havrici a câștigat anul trecut peste 65.600 de lei, la care se adaugă indemnizația ca membru în Consiliul de Administrație la Spitalul Roman de 718 lei și indemnizația de consilier local de 6188 de lei. Soțul consilierului angajat în primăria Roman a obținut venituri de 17.849 de lei. Iulia Havrici deține 50% din societatea Micoro SRL cu sediul în Roman și funcția de președinte al organizației de femei a PSD Roman.